Vă salutăm din nou de la poalele masivului Ceahlău, munte la care ne întoarcem de fiecare dată cu drag și încântare. Porțile de intrare în acest masiv sunt diverse, din Durău, din izvorul muntelui, din satul Neagra sau din Bicazul Ardelian. De data aceasta, alegem drumul care vine din satul Bicazul Ardelian prin Telec. Achităm taxa de intrare în Parcul Național Ceahlău și înaintăm cu mașina pe un drum forestier, pe alocuri cu multe denivelări, 4 km până la Mănăstirea Stănile și încă 3 km până aproape de un izvor. Lăsăm mașina pe drumul îngust din apropierea izvorului și continuăm până la un indicator, apoi o luăm la dreapta prin pădure pe marcajul Banda Albastră. Traseul pe această porțiune este destul de abrupt, dar în mai puțin de 45 de minute ne scoate la un luminiș de unde începe să se etaleze în fața ochilor peisaje frumoase cu relieful unic al masivului Ceahlău, format din văi adânci, abrupturi spectaculoase și formațiuni stâncoase diverse. Structurile stâncoase din Ceahlău au forme de turnuri, coloane, clăi, piramide și fiecăruia îi este asociată o legendă bine țesută, cum este și cea a pietrei lăcrimate și stănile pe lângă care trecem acum. Traseul, în continuare, este unul de creastă, cu coborâri și urcări succesive, trece pe lângă cabana Dochia, loc de popas pentru mulți drumezi, dar noi continuăm prin șnepeniș cu piramida vârfului Toaca în fața noastră și în scurt timp ajungem la baza scărilor care urcă spre vârf. Aceste scări, cu peste 500 de trepte, deși din metal, nu strică farmecul sălbatic al locului, sunt impresionante și ne ajută pe noi și pe mulți alți drumeți să urcăm în siguranță. Vârful Toaca este situat la altitudinea de 1904 metri și este al doilea ca înălțime din masivul Ceahlău, după Ocolașul Mare de 1907 metri. O
Odată ajunși sus, după mai bine de 2 ore de la plecarea pe traseu, uităm de osteneală, ne simțim pentru câteva momente privilegiați și privim cu nesați depărtările, cu munți și stâncării, apoi privirile coboară pe peisajul ondulat care se pierde treptat jos în lacul Izvorul Muntelui. Coborâm scările, având în fața noastră vaste și impresionante priveliști. Din comunicatele Parcului Național Ceahlău, înțelegem că în zilele de weekend pe aceste scări urcă și coboară mii de oameni. Ne întoarcem pe același traseu printre șnepeni și gențiene albastre acum înflorite, pentru că muntele Ceahlău adăpostește în habitatul său multe specii de plante, unele foarte rare, cum este floarea de colț, orhideea sălbatică, papucul doamnei sau sângele voinicului. Lăsăm mănăstirea Schimbarea la față și cabana Dochia în urmă, mai privim odată spre vârful Toaca, acel uriaș cu fruntea în soare, cum îl numea Coșbuc, și coborâm prin pădure, revenind la punctul de plecare. Traseul total a avut 13 km, o diferență de nivel de aproximativ 600 de metri și a durat 4 ore. Încheiem o drumeție în natură pe cărările masivului Ceahlău.